Mai filma porcării, Radu, adică fața mea, filmează, știu, niște chestii serioase. Hai să fim profesioniști. Și pentru că plictisela e în floare, iar ultimele două proiecte cu căștile au ieșit destul de drăguțe, am zis că de ce să nu iau prima cască pe care am avut-o eu și să fac ceva drăguț cu ea. Ideea e că oricum casca asta a ieșit din uz de ceva timp, a mai fost folosită doar pentru pasager, dar eu personal n-am mai folosit-o de vreo 2 ani. Și o idee interesantă pe care am avut-o a fost să o fac cea mai neagră cască din lume. Dar pentru asta trebuie să o demontăm. Oricum casca arată într-o stare destul de jalnică pentru că tocmai un pasager nu știe să aibă grijă de ea. În primul rând, vreau să o vopsesc, vreau să o fac neagră, dar înainte de asta trebuie să dăm stickerele jos, asta de aici din față, cel din spate, motura de GoPro și să punem încă un GoPro și avem câteva surprize pentru ea. În primul rând, pentru a ne face viața mai ușoară, o să dăm viziera jos și din partea asta o să o punem deoparte. Apoi urmează să dăm GoPro jos pentru că nu mai folosim GoPro Hero 4. Sincer, înainte de asta mă gândeam efectiv să fac un test de rezistență și să o dau cu ciocanul nea până creapă, dar am zis că totuși e o cască destul de bună, a costat ceva și oricum e dragă pentru că e prima cască pe care am avut-o. Aici la spate deja s-a dus lacul de pe vopsea, trebuie... Bă, mașina care s-a de pe frontal. Nu știu cât de bine o să se vadă pe camera asta, dar sper să mă ajute Radu cu niște close-up-uri, dar aici la spate deja a sărit efectiv lacul de pe ea. O să fim nevoiți să dăm lacul jos, la fel și vopseaua, și o să vină o vopsea specială. În primul rând o să începem cu stickerul de la spate, care e destul de bine lipit, dar în momentul în care îl dăm o să sară și lacul și s-ar putea să se ia și vopseaua de pe ea. Pentru cei ce sunt curioși ce model de cască e un IXS HX215, din păcate nu mai e disponibilă pe piața din România, eu abia am găsit o vizieră pentru ea, am chinuit pe Amazon și pe eBay să găsesc una, dar am avut noroc că cineva avea un stoc. Înainte să începem să o vopsim, trebuie să dăm totul jos de pe ea și să o șmirpelim pentru a prinde vopseaua, iar mai apoi s-ar putea să dăm cu niște lac. Am dat aerisirea de sus, acum urmează să dăm și aerisirea de jos, care nu se poate da jos decât cu un cuțit. O să punem piesele deoparte pentru că oricum trebuie vopsite și ele și trebuie să începem să dăm montura de GoPro jos, care e prinsă cu sugru și tethersul. În mod normal asta ar fi trebuit încălzită, dar fiind o suprafață destul de mică de contact, merge și fără să o încălzim cu un fion. Din păcate, partea din față fiind lipită cu sugru nu merge dată cu altceva jos decât cu un cuțit și aici sper să nu zgârii foarte mult casca și sper totuși să reușesc pentru că sugru e foarte rezistent și se dă jos destul de greu, după care înlăturăm excesul de sugru. Pentru cine nu știe ce e sugru, e un material foarte rezistent. El inițial e un fel de plastilină pe care o poți modela cum vrei tu, după care după 24 de ore întrește foarte tare. Lumea m-a întrebat unde poate găsi sugru. De obicei eu îl iau de pe sugru.com. Nu e o reclamă sau ceva, dar efectiv acolo e destul de ieftin. Vine din Anglia parcă și vine destul de repede, cam în 3-4 zile. Bine, dacă e urgență poți să găsești și în România la suprapreț, dar evit să fac asta pentru că prețurile sunt de vreo 3 ori mai mari. Momentan nu are importanță dacă zgriem casca pentru că oricum trebuie vopsită și oricum stratul ăsta de vopsea de la suprafață o să fie dat jos. Trebuie să avem grijă doar la zona asta de cauciuc să nu zgriem pentru că nu vrem să o stricăm cu totul. Cam așa arată rezultatul final, atât am putut să dăm jos. Evident, vopsea asta zgriată aici în față, dar nu e nimic. O să dăm mousepad-ul ăsta la o parte pentru că nu vrem să facem și mai multă mizerie. Iar în continuare vom demonta interiorul căștii. Începem cu nose guard-ul, care este destul de ușor. Ochelarii căștii nu pot fi scoși, așa că o să-i lăsăm acolo, o să umblăm la ei. Dar o să continuăm cu bureții, pe care ulterior îi vom spăla, dar trebuie să scoatem și partea de sus a căștii. În față un sistem diferit față de al altor căști, după care urmează să dăm intercomul jos, pentru că aici aveam un intercom, asta a rămas de la intercom și cam așa arată casca după ce am scos totul din ea. Nu știu cât de mult se vede pe interior, dar casca e fabricată în iunie 2014, are deja 6 ani, nu ar fi recomandat în mod special să o porți, am portat-o 3 ani, nu în mod frecvent, așa că eu zic că pentru o plimbare din când în când încă e bună. Urmează să scoatem și chin guard-ul, care la fel e prins în 3 zone, și microfonul pe care l-avem, care a fost prins aici cu bandă dublu adezivă, pe care urmează să o dăm jos pentru că vom pune un alt microfon mult mai bun comparativ cu ce am avut aici. Asta e o chinezărie, mă rog, și-a făcut treaba pentru banii pe care am dat, dar trebuie să trecem la o altă calitate. Din păcate, prinderile nu merg date jos, o să le curăț cu apă și cu săpun foarte bine pentru a fi și ele curate. Și cam ăsta e rezultatul final. Asta e casca pe care urmează să o vopsim cu Vanta Black. Pentru cine nu știe, ai explicat ce e Vanta Black? Nu, dar lucrând și cu spatele, practic am zis toată definiția. Pentru cine nu știe, Vanta Black este o vopsea care absorbe 99,8% din lumină. Evident, după cum bine știm, noi vedem obiectele pentru că ele reflectă lumina, dar vopseaua aceasta reține 99,8% din lumină, ceea ce o face una din cele mai negre chestii din lumea asta. Și astăzi ne-am decis să o punem pe cască și încercăm să facem din această cască cea mai neagră cască din lume. Dar înainte de a face asta, trebuie să luăm o bandă de hârtie și să astupăm zonele pe care nu vrem să le vopsim. Trebuie să astupăm zona asta, după care să șlefuim foarte bine casca și accesoriile și să începem să vopsim. Pentru că nu are rost să dăm jos sistemul de închidere al vizierei, o să lăsăm acolo și doar o să-l astupăm. Facem asta pentru că înainte de a vopsi casca, o să dăm cu hârtie abrazivă pe ea pentru a permite vopselei să se lipească foarte bine. Trebuie să avem grijă și la aerisiri să le acoperim pentru că altfel sunt sigur că la prima plimbare totul o să intre în interiorul căștii, iar interiorul va fi nou spălat și nu vrem să stricăm toată munca pe care o facem acum. Am terminat și partea din stânga și partea din dreapta, tot ce trebuie acum să facem este să acoperim efectiv toată zona asta și toată zona asta de aici.
Iar după ce am terminat partea din față, mai avem doar aerisirea de jos, cea de sus, cea din spate și toată partea asta de jos, după care ne putem apuca de șlefuit. Și cam asta e rezultatul final, nu rămâne decât să o șlefuim cu foile abrazive. Ideea e că rămân fără baterie la camera asta și o să cam dureze. Am aici foi abrazive de 220, 350, 500, 1000 și 1500, parcă sper să-mi ajungă. Încep să mă apuc de ea și revin după ce o șlefuiesc bine. 3 zile și 7 ore mai târziu, asta e casca. 3 zile așa, asta este rezultatul după șlefuire, casca este cugată. Tu zic, că eu doar uimez. Ca să îmi dat-o cât pot de mult. Serios, 3 zile și 2 degete rănite mai târziu, asta e casca. După cum bine se poate observa, cam așa arată după ce am șlefuit la ea undeva la 3 ore împreună cu Radu. Am încercat să luăm vopseaua de pe ea cât de mult s-a putut, nu am reușit în toate zonele. Ideea e că nu mai e diferența aia mare care era înainte. Acum a trebuit ca vopseaua nouă să prindă foarte bine. După ce am dat-o cu fiecare nivel de hârtie abrazivă, am curățat cu diluant, iar acum noua vopsea nu a trebuit să se recurgească în timp. După ce am lăsat-o să se usuce bine, am pus și o montură de cameră aici în față. Nu am filmat asta pentru că ar fi durat foarte mult. Ideea e că a trebuit să se usuce prima oară toată carcasa, iar mai apoi montura de aici. Între timp am făcut 2 teste cu 2 piese ale căștii și arată cam așa. Cam asta ar trebui să fie noua culoare pe care o să aibă casca. Pentru a o vopsi și pe ea avem nevoie de un burete și de minunăția asta de vopsea. Dăm casca la o parte, punem un pic de vopsea pe burete și începem să frecăm foarte ușor. Cred că e stricată. O să încep cu lateralul și o să întind foarte bine. Încercăm să întindem vopsea cât putem de bine pentru a nu rămâne foarte zgrumțuroasă, dar în același timp să acopere și culorile vechi. Ideea e că trebuie întinsă foarte bine vopsea pentru a nu rămâne urme în spate, dar în zonele în care mai e încă un pic de alb, trebuie să am un pic mai multă grijă. Da, ideea e că nu arată deloc rău, dar rămâne de văzut la final. Partea stângă arată decent momentan. Urmează să vedem un contrast după. Dar hai să începem și cu zona din față, pentru că aici o să fie foarte multă lumină care să bată pe ea. Foarte multă liniște aici, pentru că e nevoie de concentrare, iar un geniu nu trebuie grăbit. De asta nu te grăbesc, Radu. Arată mișto, e că? Oh. Trebuie să vedem ce facem la zonele astea de aici, unde se mai vede încă un pic de alb. Ăla trebuie băgată cu forța vopsea. Bă, surprinzător, chiar este destul de interesant. Doamne, ce-am făcut pe biroul ăsta deja? Eu nu te interesează de biroul meu, dar am pus trup și suflet când l-am cărat de la Brașov într-un Golf 4 Rad. Trup mai mult decât suflet. Și Ștefan și George, au pus foarte mult trup. Am stat 5 ore doar să-l montez. Și fără să mă urdăresc prea mult pe mâini, cam așa arată până acum. Și avem foarte multă lumină în cameră. Hai să continuăm cu zona asta din față. Și evident, pentru că trebuie să fie cea mai neagră cască din lume, am pus și sugru negru și o montură de cameră neagră. Și o cameră neagră. Zona cu sugru nu are rost să o vopsim pentru că oricum e foarte negru sugru. Dar trebuie să intre așa. O să iau ceva, o chestie pe care să bag acolo. Sau o pensulă. Avem o pensulă? Ok, înțeles. Avem o pensulă? Sunt multe pensulă. Ai o pensulă pe bani, fără Cătrin, că acum. N-am văzut-o pe asta venind, sincer. De aia că trebuie întins foarte bine, fără să rămână dunci de genul, pentru că după aceea să rămână destul de neplăcut la atingere. Dăm bine și prin zonele astea unde sunt multe detalii și multe forme. La fel, la sfârșit, întindem bine. Ideea e că oricum o să mai venim cu un strat, pentru că am văzut că nu a prins foarte bine peste tot. He? N-am avut și pantaloni și s-ar putea să reușim cu pensula asta să dăm și prin zonele alea de la aerisiri. Știi că mereu mi-am dorit să pictez sau să fiu capabil să trag două linii drept? Acum e șansa mea să demonstrez că pot să fac asta. Știu că există cursuri și tutoriale. Practic, dacă vrei suficient de mult ceva, poți să faci în viața asta, dar asta e, Radu, nu toți trebuie să știm să pictăm. Ore mai târziu încă trag linii pe casca asta. Tot ce facem acum e să dăm pe zonele pe care au mai rămas un pic de alb, după care revenim cu un al doilea strat și să sperăm că o să iasă foarte bine. Genială pensula asta, mult mai bine decât cu buretele, pentru că putem să lucrăm mai pe zone mai mici. Toată lumea are nevoie de un Radu. Am mai zis asta și insist. Știi ce sunt sigur că o să se întâmple? O să mă întrebe lumea de unde am vopseaua asta. Și ce o să le zic? De pe Netown, dacă întrebați. O să-i răspunsul Radu, că nu e a mea. În cazul în care o să mă întrebe cineva de ce am ieșit cu mâna dreaptă mai mare din carantină, ăsta e răspunsul. Rectificare, nu absorbe 99% din lumină, absorbe 97%. Dar tot o să fie cea mai neagră cască din lume. E interesant că nu se prea văd zonele de dedesubt. Exact ce încercam să evit, pentru că am luat cu șmigel foarte bine. Și să arăt acum pe fugă casca, cam așa ar arăta. Dar pe lângă asta mai avem un pic de lucrat la ea. O să începem prima oară să dăm toată hârtia asta. De că am dat un pic de vopsea și pe cheddar și după aia trebuie să curățăm vopseaua și lipiciul. Hai să începem ușor. M-am zis, mecanismul de aici nu are rost să-l vopsim pentru că oricum nu o să se vadă. Arată
foarte ciudat cheddarul, dar la fel. Nu o să se vadă pentru că o să vină viziera pe deasupra. Evităm să atingem vopseaua pentru că oricum nu s-a întărit și nu vrem să o stricăm acum la final. Oricum, probabil o să mai fie nevoie de mici retușuri. Partea bună e că acum putem să apucăm din interior. Zona asta de aici nu are rost să vopsim, oricum e foarte neagră. Trebuie doar să curățăm cu niște șervețele umede. Până una alta descoperim și aerisirile și punem piesele vopsite separat. Bă, nu e bine că aici mai trebuie un pic pe margine. Ia să dăm sus dacă acoperă toată zona? Nu acoperă toată zona. Să le dăm jos din nou și o să continuăm cu pensula, pentru că ne-a mai rămas oricum niște vopsea. Aici trebuie doar un pic pe margine, dar oricum o facem pe toată, pentru că acum chiar vrem să iasă totul perfect. Dar în timp ce se usucă asta, o să punem interiorul. Punem piesele astea deoparte. Partea proastă e că nu avem cum să o întoarcem cu susul în jos și să o punem pe ceva stabil. Nu, ar fi prea ușor. Partea bună e că în tot timpul ăsta se usucă vopseaua de aici de la aerisiri și o să fie aproape gata în momentul în care termină cu interiorul. Am făcut click cu aici, încercăm să apăsăm, să băgăm tot interiorul la loc. Mare grijă, mereu când scoateți interiorul, să fie băgat corespunzător. Aici are o siguranță, pe care efectiv trebuie să scoatem breteaua prin gaura de aici de la obraz. Am pus și interiorul, dar mai avem câteva accesorii și anume chin guardul, care la fel are 3 prinderi și se așează destul de ușor. După care continuăm cu nose guardul, pe bine pus în față și în timp ce restul vopselei se usucă de aici și de aici de sus. Să dăm casca deoparte, la fel și piesele mici și o să revenim la vizieră, de pe care o să scoatem pinocul, pentru că avem și o vizieră fumurie pe care m-am chinuit să o iau de pe eBay. A venit în vreo 3 săptămâni și a fost undeva la 40 de euro. Să nu o zgurim, o punem pe mousepad. Încercăm să scoatem pinocul. Asta nu e foarte recomandat pentru că în mod normal nu mai tanșează la fel de bine, dar cu un pic de putere de convingere, în mod normal ar fi trebuit să iasă de aici, dar mă gândesc să nu se fi lipit oarecum. Să începem poate totuși cu o margine. Bă, nu, e incredibil de bine prins asta. Da, s-a lipit. De asta s-a luat atât de greu. Încercam să învățăm foarte multe pete. Bă, dar s-a lipit bine. Atât de bine încât își lasă garnitura asta de silicon. Nu mă așteptam la asta. Totuși ar trebui să-și facă încă treaba. Și lăsăm viziera asta și o punem pe asta. Înainte de a pune pinlocul, ne asigurăm că viziera e curată pe interior și că pinlocul e curat pe exterior. Punem colțul într-o parte, punem colțul în cealaltă parte și dăm drumul. În momentul de față, între pinloc și viziera se creează un strat de aer, iar în momentul în care e rece afară, nu o să se mai aburească viziera. Tergem viziera și la exterior, pentru că am urdărit-o de aici, dar înainte de a o pune, trebuie să punem și restul de piese, pentru că s-a întărit toată vopseaua. Dăm mousepad-ul la o parte și culmea, încă funcționează. Și continuăm cu viziera. Da, e ciudat un pic sistemul ăsta. Trebuie prinse toate zonele astea de aici, acolo, și nu prea văd pentru că e viziera fumurie. Dacă aș reuși totuși să prind măcar o parte, ar fi minunat, pentru că cealaltă ar trebui să vină automat la locul ei, dar evident că nu o să vrea. 3 ore de chin mai târziu, cam așa arată casca. Dar evident, nu e o cască completă pentru că nu are o cameră. Și aici avem o cameră pe care urmează să o vopsim, pentru că vrem să avem într-adevăr cea mai neagră cască, să avem și cea mai neagră cameră. Și pentru a putea să o ținem, o să facem asta. Scoatem piciorușele. După ce o să se usuce asta, o să avem și cea mai neagră cameră din lume. Și evident o să punem cel mai negru șurub din lume. Strângem șurubul foarte bine și lăsăm vopseaua și de pe cameră să se usuce. Iar înainte de toate, cam așa arată casca. Nu știu despre voi, dar eu sunt super mândru de ea. Se vede foarte bine, ținând cont de faptul că avem aici foarte multă lumină acum. Ideea e că acum mai trebuie să mai avem grijă de marginile astea, dar o să facem asta mâine, la fel și de zona care s-a scăriat aici foarte puțin în momentul în care am pus viziera. Avem mici rătușuri de făcut pe lateral și de așteptat să se usuce vopseaua pe cameră. După care urmează evident un vlog cu ea. Nici nu a prins 11:30 din nou. Dar cum ziceam, ăsta e rezultatul final. Abia aștept să o scot din nou pe stradă, pentru că nu am mai purtat-o de aproximativ 2 ani. Abia aștept să văd cum se simte, cum se aude și cum se comportă prima mea cască, pentru că mi-e un pic dor de ea. Ca de obicei, eu sunt Motorbike, voi sunteți cei mai tari și nu rămân decât să ne vedem în videoclipul următor. Pa!